poți să faci nimic cu bărbații în ziua de azi. Dacă ți-o zic pe ultima, te șochezi. Poți să faci cum ți-am zis eu cu jucăriile. Iubitul meu, iubirea mea. Nu o băga în seamă, da? Te rog eu frumos. Na, arată bine femeia, dar faza e nevasta colegului nostru. Tu nu vezi că mi-ai creat probleme? Tu mi-ai creat probleme mie. Uite-te ce hale a adus-o pe maică ta. Mă bagi în uite-te oricum. Ce hale a adus-o pe maică ta, da? Dar știi cum se zice că femeile la 40 de ani sunt mai înfierbântate decât cele la 20. Las-o pe soția mea, știi? Bă, Irina, omul ăsta n-are nevoie de așa ceva, da? Hai, te rog eu frumos, dar hai să... Dar eu am nevoie de așa ceva? La mine te-ai gândit? Te gândești vreodată și la mine? De ce am eu nevoie? Știam că e blondă, știam că e bună, știam că e tot părul ăla blond. Ia să nu mai... Îi nenorocesc. Hai, măi, mamă, mă, despre ce este vorba? Că ne-am grăbit să venim. Distracția s-a terminat în cel mai urât mod. Totul are un sens în viață și nu te poți aventura la 40 de ani așa cum o faci la 20 sau, cel puțin dacă o faci, nu-i răni pe cei din jur și nu profita de bunătatea lor, pentru că roata se poate întoarce când te aștepți mai puțin. Urmăriți astăzi o poveste din care veți avea cel puțin un lucru de învățat, că prietenia cu persoanele nepotrivite nu aduce cu sine nicio bucurie, ba chiar îți poate schimba radical viața. Irina și Doro Apostol au împlinit un deceniu de când și-au unit destinele în fața altarului, iar în tot acest timp nu s-au gândit să își mărească familia. Viața în doi le este comodă. Doro este IT-ist de profesie, iar Irina team leader într-o multinațională. În ultimele luni, relația dintre cei doi soți s-a răcit, sau cel puțin asta susține doamna Apostol, care se simte neglijată de soțul ei, preocupat de orice altceva decât de ea. În timpul liber, Doru adoră să se uite la meci ca orice bărbat proaspăt trecut de 40 de ani. Irina, în schimb, nu ratează nicio ocazie să iasă cu prietenele în oraș. Astăzi însă ceva a făcut-o să se întoarcă mai devreme decât de obicei, fapt ce îi strică bună dispoziția lui Doru. Haide-mă! Haide-mă! Aoleo, ce panarame sunt ăștia, bă! Iar mănâncă bătaia ăștia, mă. Este, mă! Haide! Ce faci, iubitul? Mă, mă, iubita! Stai să mă uit eu la meci, lasă-mă, că mai e un pic. Nu știu la meci eu. Păi lasă-mi meciul! Eu am venit să stau aici lângă tine să fac câteva să stau. Nu, că mai e un pic să termină, lasă-mă un pic, te rog. Nu mă așteptam să se întoarcă așa de vreme. De obicei, când iese cu fetele, o uită Dumnezeu în oraș. Cât mai durează? Aia puțin. Mă culc acum. Ce, cum să te culci acum? Nu te culci acum. Nu. Am eu un somn. Nu vrei să mai stăm și noi așa, nu. Să... Da? Dar ce-ți veni? Ce-i cu tine? Păi, am venit și eu mai devreme acasă, că n-am avut chef să stau cu fetele. În schimb, am chef... Să faci curățenie. Nu vreau să fac curățenie, dar în schimb vreau să fac dezordine cu tine în toată casa. Stai cu minte, lasă-mă să termine meciul ăsta și vorbim după aia, te rog eu frumos. Măi, dar tu te consumi așa pentru meciuri și chestii din astea, dar când ai putea că să... Dar lasă-mă că și mănâncă pătaia ăștia. Folosește energia asta pentru altceva. Auzi, după meci... Da? Bine, fii atent cum facem, că așa sunt afară, este foarte cald. Mă duc să fac un duș, da, și vin repede înapoi. Nu cumva, dar nu cumva să adorm. La cât de obosit sunt. Numai de tâmpeniile ei nu am eu chef. După meci mă bag direct la somn. Când îl văd cum lenevește, îmi omoară orice pasiune. Dar cred că știu cum să-l motivez. Te-ai dus să faci duș sau... Duș? Bine. Anul ăsta... Fii atent, asta înseamnă că durează foarte puțin. Dar la tine durează o oră, lască și eu. Da, dacă vii peste o oră, sigur te aștept. Da, nu vin peste o oră, vin foarte repede. Poate să facă duș în 3 secunde. Eu nu am chef de ea în seara asta. Eu vreau să fim soț și soție, nu colegi de apartament. Cu toate că în ultima perioadă cam așa ne purtăm. Iubitul meu, iubirea mea! Dai că n-ai adormit, nu mai aștept. Doru, Doruleț! Hai, Doru, trezește-te!
Când eram tineri, cu pisiceala asta mergea. Dar acum îmi trebuie cu totul și cu totul altceva. Doru. Doru. Nu știu ce se întâmplă cu Doru, dar când văd că face lucruri intenționat, încep să intru la idei. Irina are nevoie de pasiune, dragoste și atenție, iar Doru nu pare prea dispus să îi le ofere, cel puțin astăzi. Poate data viitoare va fi cu noroc și Irinei vor dispărea de pe chip dezamăgirea și frustrarea că soțul ei a lăsat-o cu ochii în ecranul unui televizor. Cu o falcă în cer și cu una în pământ din cauza rateului de aseară înainte să meargă la job, Irina se îndreaptă spre o terasă unde o așteaptă prietena ei, Corina. Bună! Ce faci? Bună, eu am comandat să știi că nu mai aveam răbdare. Vreau de sute. Știam că-ți place... Hai că, uite, nici paiul ăsta nu mă mai vrea. Aoleu, ce ai de ești așa mărbunoasă? Nu ai dormit bine? N-am dormit bine. Am dormit total greșit. Nu așa trebuia să dorm. N-ai prestat bine? Sau? N-a prestat el bine, nu eu. Serios? Cum așa? Băi, nici măcar nu mi-a răspuns la telefon. Deci l-am sunat ieri. L-am așteptat ca fraiera. N-a venit, l-am sunat. Nimic. Nimic. Și ce ai făcut? Ai stat singură, te-ai plimbat prin oraș? De ce nu m-ai sunat că veneam eu și țineam companie? Da, te-aș fi sunat, dar m-am gândit că la cât de înfierbântată sunt, să mă duc acasă să-mi rezolv problema cu Doru al meu. Opa. Ei bine. Deci la el ai ajuns și ce a făcut? S-a rezolvat? Nu. Păi, a dormit ca porc. Ai de mai știi că el e oricum mai bătrân și ei se culcă odată cu găinile. Da, ce să face? E, dar nu e atât de bătrân, știi, ar fi putut face ceva. Irina se poartă ca o adolescentă, trăiește viața de parcă n-ar avea ce pierde. Îmi înșel soțul din cauza lui. Dacă nu-mi oferă atenție și dragoste, caut și eu în altă parte. Mai poți să faci nimic cu bărbații în ziua de azi. Eu ți-am spus ție să-ți iei o jucărie, dar nu m-ai ascultat. Jucării îmi trebuie mie? Dacă aveai baterii, te țin non-stop. Băi, Adelina, sunt atât de mulți bărbați pe lumea asta. Și eu să apelez la jucării? Păi sunt mult mai bune. Mai iubita mea, credeam că eu sunt aia înfierbântată din prietenia noastră. Fiecare cu secretele lor câteodată. Păi de ce sunt bărbații pe lumea asta? Să le facă jucăriile treaba? Eu nu concep așa ceva. Și până la urmă ce s-a întâmplat? De ce n-a venit? Ți-a spus măcar? Ai aflat? Băi, nu mi-a spus nimic, ți-am zis, nici măcar n-a răspuns la telefon și asta m-a scos din sărite, sinceră să fiu. Dar, în fine, nici nu mai știu cum să fac să fie totul bine. Cert este că, știi, uite, în felul ăsta, cu al meu care doarme ca porcul în păpușoi, aproape că nici nu mai simt vreo vină că-l înșel. Da, uite, totuși, poți să faci cum ți-am zis eu cu jucăriile. Nu sunt o femeie ușoară, sunt o femeie cu principii. Dar în situația mea, principiile nu au loc. Cred că mai bine dacă tot nu se poate, nu se poate, apelezi la jucării sau îți cauți un amant mai disponibil. Un amant mai disponibil. Și așa vei scăpa și de probleme. N-ar fi rea ideea asta. Orice femeie ar trebui să aibă o rezervă, două. Dacă nu ne putem baza pe ei? Să ne bazăm pe noi sau pe alții, corect. Da. Dacă nici în amant nu mai poți avea încredere, atunci în cine să ai? Doamne, pe ce lume trăim? Și soțul meu mai dă rateuri, dar nu am încercat niciodată să-l înșel. Totuși sunt și alte modalități prin care pot să rezolv problema. Adevărul e că nu-l înșel. Eu doar îmi rezolv problema mea. Și nu pun suflet în chestia asta. Nu e ca și cum. Aș înșela. Las, că o să te descurci tu totuși. Mă bazezi pe tine. Ești destul de pricepută în treburile astea. Da, așa e. Cumva, cumva. Tocmai ce spuneam mai devreme că tu ești un pic mai rebelă. O scot eu la capăt să fie bine. O să ajungi la o vârstă un pic mai rotunjită. Zici? Chiar dacă soțul meu este mai în vârstă decât mine, nu admit să nu-și facă datoria de bărbat. Dar știi cum se zice că femeile la 40 de ani sunt mai înfierbântate decât cele la 20? Imposibil. Aștept și eu vârsta asta cu nerăbdare. Îți spun eu sigur. Așa e.
care va să zică femeile la 40 de ani sunt atât de înfierbântate încât își înșeală soții pe scurt. Merită Doru să fie trădat în felul acesta fără niciun regret sau remușcare din partea soției sale? Chiar dacă este un tip care pare că și-a pierdut apetitul intim, asta nu-i dă voie Irinei să își facă un amant, despre care Doru probabil nu știe nimic, altfel nu ar mai merge atât de liniștit la birou. Însă liniștea este tulburată de Vlad, colegul și prietenul lui de la serviciu, care nu traversează cea mai bună perioadă din viața lui. Hai, salut, bărbate! Ce-i pățit? Să nu spui că pleci într-o delegație. Ce delegație, mă? Că nu plec nicio delegație. Păi am venit să-i cer și o favoare, dacă se poate, da. Dar ce-i, bă, ce-i cu vreau faza să rămână între noi, așa. Ce-s? Iezi, tati. Păi, sunt supărat, mă mor. Păi asta văd, dar despre ce-i vorba? M-a prins asta mea cu... Că vorbeam cu una pe telefon și mi-a luat soalele și mi le-a aruncat afară. Nu pot să cred. După faza asta am învățat o lecție. N-ai niciodată încredere în amante. Când ți-e lumea mai dragă, încalcă regulile. Păi tu calci strâmb, îți înșeli nevasta și totul faci pe supăratul. Nu merge așa, trebuie să-ți asumi. Păi cum dracului, mă, te-a pus și tu să faci chestii de astea dacă nu ești în stare să le faci? Păi cum, mă, cum? Simplu, m-a prins și aici, ce vrei să fac acum? Am și eu nevoie, ascultă-mă puțin, am și eu nevoie să, dacă se poate, dacă vrei, când n-am la cine să apelez, vreau să zi, dacă vrei tu, dacă poți, să stau și eu la tine până să liniștesc apele cu asta mea, poate drept și eu buzuiocul. Cum să nu, tată, cum să nu, din mare drag? O regret că m-a prins nevasta, regret că m-a dat afară și acum sunt pe drumuri. Nu sunt de acord cu ce a făcut, dar... E prietenul meu și îl ajut. Nu sunt eu în măsură să-l judec. Băi, dar acum, pe bune, trebuie să faci ceva, da? Că doar nu să rămâi așa, doar nu să divorțezi din cauza asta. Găsim noi o soluție, logic că da? Nu, îți dai seama, dar ai văzut? Știi cum e Sara, nu e așa simplu cu ea. Știu cum e Sara, că toate femeile sunt la fel. Hai că trecem noi peste asta și te ajut eu cum pot. Știam că am venit unde trebuie. Știam că Doru nu o să mă refuze niciodată. Trebuie să fii făcut să înșeli. Eu? Nu sunt capabil. Bă, trebuie să cazi în genunchi. Iei niște flori multe, te duci, te milogești. Asta e, ai căzut în abatere, ai căzut acum, n-ai ce să faci. Suporți consecințele, tati. Ești major vaccinat, dar să știi sincer, nu mă așteptam la tine. Să te prindă, că știi cum e, bărbatul ce e bărbat. A insistat nebuna aia, mă, dar... Hai acum, faptul e consumat, ce să fac acum? Eu încerc decât să repar tot ce am stricat. Băi, da, te împași cu ea, da? Sau păi, măcar încerci. Acum e după mine, eu fac tot posibilul, da. Hai, du-te repede, Jor, du-ți asta la mașină și vină și mai stăm de vorbă. Păi dă-mi cheile alea. Hai, ia-le din da, sacul. Da, din sacul. Hai, că am și uitat. Hai, du-te. Cine are un prieten de nădejde în ziua de astăzi să-l prețuiască, pentru că se întâmplă din ce în ce mai rar să găsești persoane binevoitoare cum este Doru, iar Vlad ar trebui să-i fie veșnic recunoscător pentru acest ajutor. Hei, Doru, e sigur? E sigur că e ok, tată? De ce? Mă, te mai întreb o dată, că na, știi, mă simt un pic așa proș și nu vreau să... Deci... Simă, tată, despre ce vreau? Da, zic, e ok? Sper să nu te deranjez, eu încă sunt așa, știi, haide, cu... Haide, mă, vino, hai, dacă eu ți-am spus că nicio problemă, stai liniște, nu-ți face probleme de nevastă mea. Haide, hai. Poate ar fi fost indicat ca Doru să o anunțe pe Irina totuși că urmează să aducă acasă un musafir pentru o perioadă mai lungă de timp. În acest fel, ar fi evitat să o găsească pe soția lui într-o postură în care doar el ar trebui să o vadă. Ce faci, hei, mami? Viitele! Aoleu, fă și tu repede și schimbă-te! Măi, dar tu nu poți să anunți că avem musafiri? Avem musafiri, lasă că-ți băi, spic Torule, eu. Dar nu, n-ai zis că ai zis, mă? Lasă-mă, nu-ți face griji, stai. Scuze! Hai. Băi, dar nu i-ai zis, mă? Pune și tu asta aici. Lasă, mă, băiat. N-ai tu grijă. Ți-am spus să nu-ți faci grijă. Dar n-ai zis tu că... Jos. Hai, gata. Am zis. Dacă eu am zis că nu e nicio problemă, stai liniștit. Păi, mă, tată, ți-am zis, spune, mă, că nu vreau să deranjez, bă, Dorule. Chiar am uitat de aspectul acesta. Irinei, într-adevăr, îi place să stea mai dezbrăcată în casă. Când i-am văzut pe amândoi, mi s-au înmuiat picioarele. Am crezut că nu văd bine. Oricum, nu vreau să stau foarte mult, să știi. Cât rezolv problema cu nevastă mea. Băi, și eu sper să te împaci. O să mă duc, o să văd eu, o să fac la un fel, să fac pe dracu' în patru, să mă duc să mă împac cu ea. Ai greșit-o,
Nu vreau să stau mult pe capul tău, să știi că nici eu nu mă simt foarte confortabil, îți dai seama. Știi ce zic? Data viitoare nu mai faci. Da. E clar că nu sunt bine primit aici, dar n-am unde să merg în altă parte. Păi, tati, acum nu te mai gândi, gata. Ce ai făcut, ai făcut. Acum gândește-te cum trebuie să rezolvi problema, da? Te liniștești, da. Îți pui rotițele în funcțiune, că ești băia mare. Cum ai comis-o, o dregi. Da. Da? Da. Ia spune-ți, dragă, ce s-a întâmplat. Iubita, Vlad stă și el câteva zile la noi. Are și el o problemă acum. Dă-te că vreau eu să stau acolo. Sper că nu e nicio problemă, nu? O să stea și el câteva zile la noi acum. Vlad o să stea la noi? Da, o să stea la noi. Dar pe mine nu mă întrebi dacă dacă putem. Ți se pare că apartamentul ăsta are prea mult spațiu și nu avem ce face cu el? Dragă, câteva zile nu mă are nimeni, nici tu, nici eu, nici el. Are și el o problemă familială. Dorule, eu ți-am zis că nu vreau să... Nu, te rog eu frumos, taci din gură. Ce problemă are? Soția lui l-a cam dat puțin afară. Am greșit că nu am anunțat-o. Și cam are dreptate, dar nu este normal să facă scandal de față cu Vlad. Păi ce să mai zic acum? Doru mi-a zis că a vorbit cu tine și uite, n-a vorbit. Dar ce să vorbească cu mine? Deci așa. Cum adică te-a dat soția afară? Ești vreun hoț, vreun gungaș, vreun ce s-a întâmplat? Nu înțeleg. Ne-am certat și noi și na. V-ați certat? Călcat cel puțin pe bec acum. Hai, iubita, lasă-l. Am avut și o perioadă mai proastă și na, uite, l-am rugat pe Doru, dar n-am vrut să vă creez vouă discuții sau ceva de genul. Deci încă o dată, ce probleme ai cu soția? Bă, Dorule, ți-am zis. Măi, dar lasă-l pe Doru, spune-mi ce s-a întâmplat. M-a prins nevastă mea cu că vorbeam cu una la telefon. Și s-a supărat. Bine, nu era nimic între mine și persoana respectivă, dar s-a supărat de foc și pară și uite că m-a dat afară. Deci nevastă s-a aflat că are amantă. Dar oare știe cine e amanta lui? Face ea pe interesanta. Ce spune că nu-i convine, dar o să accepte ea situația. Ei, hai, un bărbat care își înșală soția? Mai sunt și de ăștia care calcă pe bec. Bă, acum ce vrei să-i luăm gâtul și noi? Hai să-l ajutăm. Nu știu, eu nu sunt de acord cu chestia asta. O să mai vedem, o să ne mai gândim cum o să facem. Dorule, tu-mi zici ca să știu ce fac. Stai da? Tu liniștit aici, că, nu că soția mea acum face pe rău tot ceasa. Dar nu e. Deci, las-o pe soția mea. De? La Irina. Omul ăsta n-are nevoie de așa ceva, da? Hai, te rog eu frumos. Dar eu am nevoie de așa ceva? La mine te-ai gândit? Te gândești vreodată și la mine? De ce am eu nevoie? Iar o luăm de la capăt. Eu cred că el are probleme mai mari decât avem noi. Din câți prieteni are Vlad, cum mama naibii s-a găsit să vină fix la mine acasă? Hai, te rog eu frumos, fă-i patul aici, aranjează-l și în afară de asta avem ceva de mâncare? Aolo, Doamne. Bine, încă o dată îți spun, eu nu prea sunt de acord cu chestia asta, dar vom discuta, da? Bine, am înțeles. Te duci să faci de mâncărică, da? Acum vrea să-i pun și masa ăstuia. Dar un masaj nu vrea? Nu-mi place să văd când doi oameni se ceartă. Mai ales că motivul cerții sunt chiar eu. Nu o băga în seară, da? Te rog eu frumos. Are și ea toanele ei. Eu ți-am zis de la început, Dorule, dar n-am vrut să creez probleme sau ceva. Ai zis, n-ai zis, eu am spus, așa rămâne. Știu că tu ești cocoșul în casa asta, dar... Na, ai luat-o pe nepregătite, cred că de-aia ți-am zis să vorbești cu ea. Uite, acum mă simt prost. Îmi dau seama că n-am luat chiar cea mai bună decizie. Hai, stai liniștit. Ai venit? Hai! Ai rezolvat problema. Pe bună dreptate, Irina are această atitudine. Până la urmă, niciunei femei nu i-ar conveni să se trezească peste noapte cu un străin în casă. Cât despre Vlad, cu siguranță va face tot posibilul să obțină iertarea soției sale, pentru că în asemenea circumstanțe tensionate nu poți locui prea mult. Este trecut de miezul nopții, iar Irina încă nu doarme. Probabil gândul că în casă se află un străin pentru ea nu o lasă să se odihnească așa cum și-ar dori. Deci încă o dată, ce cauți tu aici? Ce nu e? Vlad? Ce? Vlad, tu vrei să-mi strici mie căsnicia? Mă așteptam să vină după mine. Știam că nu stă liniștită dacă mă știe în camera alăturată. Vlad e amantul meu de aproape un an. L-am văzut la petrecerea lor de la firmă și mi s-a cam pus pata pe el. Ce ai? Ce-ai venit? Ce cauți în casa mea? Mai ușor că ne aude Doru. Nu ne aude niciun Doru. Doarme Muștean, cum doarme de obicei. Deci,
De ce m-ai trezit? Ce? Vrei să zici că soția ta știe de noi? Nu, mă, nu știe, lasă-mi de... Acum ți-ai găsit momentul, vorbim mai altă dată. Ai zis că știe că ai o amantă, da? Deci știe de mine. Nu știe de tine. Știe din cauza ta. Așa. Că îmi dai mesaje tot timpul și când nu trebuie. Ți-am zis să nu mă mai cauți din cauza ta. A văzut mesajul de pe telefon și s-a bunghit. Și uite, m-a dat afară. De ce am început eu să-ți dau ție mesaje? Păi de ce? Pentru că n-ai venit la întâlnire. Pentru că te-am sunat apoi și nu mi-ai răspuns. Păi dacă n-am putut. Cu adică n-ai putut? Nu pot tot timpul să mă văd cu tine. Orice femeie care a trecut în patul meu nu mă mai poate scoate din minte. Așa este și Irina. Doru îl consideră prietenul lui. Dar nu e așa. Dacă era prieten, nu se încurca cu mine. Tu nu vezi că mi-ai creat probleme? Tu mi-ai creat probleme mie. Ești eu? În casa mea. A, da? Cine mi-a dat telefon? Cine mi-a făcut mie probleme de m-a dat nebuna aia afară din casă? Cine? Doru ce știe? Doru știe adevărul. Cum adică știe adevărul? Că adevărul, că m-a dat afară din casă. Că știe că am pe cineva, dar... Știe că ai pe cineva. Noroc că, păi da, mă mai primea aici dacă știa de tine? Ce-mi faci tu mie? Eu ce-ți fac ție? Eu zic, hai să ne cam vorbim mâine. Deci lasă-mă să dorm. Deci oameni cunoști tu? Ce? Ai venit fix în casa mea. Băi, mai încet, bă, că ne prinde Turu, mă, ne aude Turu. Tu chiar vrei să ne prindă aici, în fapt? Nu vreau să-i stric căsnicia, dar puțină teroare merită. Pentru că eu am rămas fără căsnicie din cauza ei. Poate sună ciudat. Dar eu pe Doru, soțul meu, îl iubesc și lângă el vreau să îmbătrânesc. Iar de Vlad, doar mă folosesc. Și dacă află nevastă-ta de noi? Stai liniștită că am șters tot. Am șters mesaje, am șters apelul, tot. Păi și numărul de telefon? Era celălalt. A. Păi... Dacă știe soția mea cu cine o înșel, păi eram prost să vin aici. Mai scăpam cu viață dacă știa. Auzi, Vlad? Eu nu vreau să fiu o femeie divorțată. Păi nu spuneai că mă iubești? Parcă și ce treabă că mă iubești. Da, doar că Doru este soțul meu și mi-oferă siguranță. Da? Cu tine nu poți să întemeiezi o familie. Tu ești doar partea... Ești plăcerea mea. Păi și nu e mai bine că sunt aici cu tine? Nu. Păi de ce? Pentru că ne pui în pericol pe amândoi. Te pun în pericol. Nu mai bine vii tu încoace lângă în pat aici. Măi, dar tu nu ești sănătos? Doamne ferește, hai că mă duc să mă culc, mai vedem noi cum stă treaba asta. Doamne Dumnezeule, deci amantul despre care vorbea Irina cu prietena ei este nimeni altul decât Vlad, colegul și prietenul lui Doru. Bietul bărbat doarme atât de liniștit că nici prin vis nu-i trece că și-a băgat în casă cel mai mare dușman, care cu nonșalanță i-a invitat soția la o partidă de amor chiar pe canapeaua lui. Așa ceva este strigător la cer. Încă din zorii zilei, Irina își face siesta pe balcon. Este agitată din cauza situației penibile în care se află. Bună! Bună dimineața! M-am gândit toată noaptea și până la urmă nu e rău deloc că Vlad este aici. Pot să profit de el oricând, că doar e la mine în casă. Nu mai fi bosunflată. Ce vrei acum să-mi las prietenul pe drumuri? Știi ceva? Nu mă deranjează că l-ai adus în casă. Mă deranjează că nu mi-ai spus. Faci totul așa, nu știu, de capul tău și eu ca și cum nu contez. Cum să nu contez, dragul? Cine ți-a spus că nu contezi? Așa simt. Da, așa simți, da? Nu te supăra. Tu vrei să fie totul ca acum 10 ani? Știi ceva, Doru? Da, aș vrea să fie totul ca acum 10 ani. De ce tu mai ești ca acum 10 ani? Eu înțeleg că nu mă mai iubești ca acum 10 ani și că... Nu știu, poate nu mai arăt ca acum 10 ani, dar aș vrea să nu-mi faci viața atât de grea și să îl iei pe Vlad să-l dai afară de aici, din casă. Dar nici nu-l simți, să zici că nici nu există aici în casă. Cu ce te deranjează? Eu înțeleg că se descurcă omul singur, dar se descurcă în casa mea, în baia mea, pe timpul meu și pe nervii mei. Cum să mai fim ca acum 10 ani? Ea nu mai arată ca acum 10 ani. Eu nu mai pot ca acum 10 ani. Ea nu-și pune întrebările astea? Păi să se descurce singur. Nu este vina mea că n-a știut să-și țină pantalonii pe el și că... Haide, dragă, hai, nu mai fi răutăcioasă acum. Ce a făcut? A făcut, a comis-o. Acum ce vrei să-i faci? Să-i scoci tu ochii? Măi, știi ceva? Eu sunt o femeie cu principii, da? Așa. Deci nu sunt de acord cu chestiile astea. Dar este prietenul meu, ce vrei acum? Încă o dată, vrei să-l las pe drumuri?
Nu, vreau să ții cont și de părerea mea. Totul s-a întâmplat pe repede înainte. Crede-mă, ce vrei să fac acum? Numai soțul meu nu se întâmplă pe repede înainte. Tu toate le vrei repede. Ei. O, salutare, bătrâne. Neața. Hai, ia un loc aici, uite o cafeluță. O, mersi. Special pentru tine. Mamă, mersi frumos, de chiar aveam nevoie. Ți-a făcut-o. Sărbuna, mersi frumos. Ți-am spus eu că nu e răutăcioasă ea. Dar așa, e prins ambrotoare. O, mamă, e strong, exact cum trebuie. E bun? Da, ia spune-mi, ce cu tine îmbrăcat așa? Nu plecăm la muncă? Păi, mi-am luat azi liber de la servici. Vreau să mă duc să cumpăr un buchet mare de flori și să mă duc la muncă la Sara să-i fac o surpriză, poate mă iartă. Doru nici nu-și dă seama că a băgat răul în casă, dar mie îmi place atât de mult să dau de rău prin casă. Cum să merg la muncă când Irina are nevoie de mine? Motive să nu merg la muncă sunt o grămadă. Hai, că o să fie bine, atunci nu te mai aștept. Eu mă duc la muncă. Eu dacă eram în locul ei, nu te iertam nimic. Nu începe iară. Hai. Te rog. Mamă, mi-a luat tot avântul. Te aștept mai târziu. Da, da. Ba, da, pleci? Pa, da. Pa, pa, pa. Soția mea nu vrea să renunțe la răutăți. Îl taxează pe Vlad instant. Păi mai mi-ar de mie să mă duc astăzi la muncă? Mai ales că mi-era un dor de Vlad. Auzi? Știi ceva? Ce să știu? M-am mai gândit eu așa un pic și cred că nu e un lucru atât de rău că tu ești aici. Păi, eu ți-am zis că nu e un lucru rău. Am început să văd altfel lucrurile. Și cum? În bine sau în rău? Pozitiv. Pozitiv? Mm-hmm. Ce drăguț. Pa, iubire, să te întorci repede! Te aștept diseară târziu, târziu, spre deloc. Îmi place adrenalina asta. Dacă știam că e așa frumos, o făceam mai de mult. Și ce flori ziceai că vrei să iei soției? Nu știu ce. Nu vreau să iau nicio floare. Mi-am găsit pretext așa să rămân acasă cu tine. Ce, te grăbești undeva? A, da. Te grăbești sau? Știi că am un program flexibil. Știi ceva? Flexibil. Atât de flexibil încât mă gândesc să mă duc și să te aștept în dormitor. Hai, nu mă aștept dacă vin odată cu tine. Nu cred că Doru bănuiește ceva. Știe că eu sunt băiat serios și nu m-aș da la nevastă sa. Nu pot să-ți ascund că sunt cea mai fericită și împlinită femeie din lume. N-ai nicio scuză, n-ai nicio scuză! E o situație ciudată după petrecerea de-aseară. Eu totuși cred că te cam joci cu focul, așa că încearcă să rezolvi repede problema. E o chestiune de viață și de moarte. E vorba de nevastă mea, trebuie să mă duc neapărat acum. Doamne! Îi recunoști? Îți place? Măi, mamă, explică-mi și mie cum s-a putut să se întâmple rușinea asta. Ne-ați invitat la mulți ani! La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Ascultă ce spun, e groasă. Anunță tu la muncă că nu poți să ajung, te rug eu mult de tot. Au trecut deja 5 zile de când Vlad se află în casa Irinei, iar acest lucru îi aduce femeii satisfacție, împlinire și o stare de spirit extraordinară, așa că profită de orice ocazie să împărtășească ceea ce simte cu prietena ei. Bună, bună, drăguța, bună! Lasă pupăturile, zim repede ce s-a întâmplat, că nu mai poți, Radie, scoată! Vezi că ți-am luat ca data trecută, da, eu de data asta ție. Tata, Radie, se vede de la distanță? Se vede, nu? Da, prin telefon nici nu mai încăpea treaba. Aveam așa o aură din spate, da. Acum să fim sinceri. Oricine ar fi în locul meu, ar radia. Nu pot să-ți ascund că sunt cea mai fericită și împlinită femeie din lume. Nu mai spune, pe ce s-a întâmplat? Că ultima dată când te-am văzut, erai așa de morocunoasă încât ieri să-mi dai cu sucul și mie în cap. Nu la... Ce-i drept, ultima oară am fost. Da, 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 acum nu mai sunt. Acum nu mai sunt.
S-a întâmplat o minune. Ce minune, minune să nu spui că Doruș a revenit și e bărbatul pe care ți l-ai dorit și pe care îl vroiai tu așa de mult. Nu, scumpa mea, ai văzut un cal bătrân să tragă la ham la căruță? Nu, nu, nu. Doru nu, dar... Dar? În schimb, Vlăduț locuiește cu mine. Aoleu, stai o secundă că nu înțeleg. Cum așa? L-ai părăsit să nu spui că l-ai părăsit pe Doru pentru Vlad? Nu, dragă, Dorul este soțul meu. Îmi oferă siguranță, însă Vlad îmi oferă plăcere. Păi nu mai înțeleg nimic, cum așa? Cum ai reușit așa? Să spunem că l-a părăsit soția. De ce? Și al meu bun bărbat s-a găsit să facă pe samariteanul și l-a adus la noi acasă. Păi și de ce l-a părăsit soția? Și cum a ajuns la voi, așa de Da, păi hai să zicem că a găsit niște mesaje de la amantă. Ei, nu spune că a aflat. Nu, n-a aflat de noi, Doamne ferește, de peste gură. Asta mă și gândeam, că altfel nu mai aduceam casa, nu? Nu, 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 nu. Știi că noi aveam telefoanele alea, numerele alea, pe care nu le știa nimeni, bla, bla. Ei, acumva a găsit niște mesaje, a citit și i-a dat papucii. L-a trimis drept în stradă. Da, adică drept la tine. Și ai păi fost drept de acord la mine pentru că al meu mi l-a băgat în casă. Adică practic mi-a băgat fericirea în casă. În și pat. Ai fost de acord? Măi, inițial eu n-am fost de acord, știi? Adică na, mi s-a părut totuși situația mult prea ciudată. Am zis că na. Dar gândindu-mă așa, pur și simplu eu am numai avantaje din chestia asta. Tu îți dai seama, nu trebuie să mai alerg după plăcere, ci mă așteaptă în fiecare zi acasă. Adică ce poate fi atât de rău? Aveam altă părere despre Irina. Chiar o compătimeam, dar se pare că este un om fără scrupule. Normal că a rămas mută. Numai o femeie puternică poate face ce fac eu. Și ia spune-mi, ai cumva vreo legătură cu toată încurcătura asta? Sau tu l-ai adus oarecum? Doamne ferește, eu n-am făcut nimic, îți dai seama. Pur și simplu s-a întâmplat. Eu știu, n-a fost el atent, habar n-am cum a găsit aia, dar pe mine mă coafează, ca să zic așa. Știu, dar mă uimește. Tot ce ai făcut în ultimul timp și la cât de supărată erai? Nu, nu, nu. Nu sunt capabilă de așa ceva. Înțeles. Sper să fie adevărat. Dar tu te-ai gândit că poate există o altă amantă, dacă n-a aflat de tine? Băi, la chestia asta nu m-am gândit, adică tu îmi spui mie că ea... Stai un pic. Da, ea, deci ea nu știe de mine, dar eu am înțeles că ea știe de o amantă. Băi, cred că sunt eu. Sper că nu are altă femeie, asta ar fi chiar culmea. Eu zic să te interesezi un pic mai bine. Irina e prea sigură pe ea, dar nu știe că atunci când ești prea sigur pe tine, ești predispus la greșeală. De fapt, am certitudinea că eu sunt și nu există o altă femeie. După ce nu mi-a răspuns pe telefonul secret, l-am sunat eu de pe telefonul ăla al nostru șmecher, da? L-am sunat pe telefonul bun și cred că așa a aflat nevastă-sa care o amantă. Eu totuși cred că te cam joci cu focul, așa că încearcă să rezolvi repede problema. Acum nu mai am ce să rezolv. Acum toate lucrurile s-au rezolvat de la sine. Și crezi că vă mai sta la tine? Măi, nu știu, depinde. Mie momentan îmi convine. Și cred că Doru nu bănuiește absolut nimic. Gândește-te că știu despre el absolut totul. Știu unde merge, când merge, cu cine e, ce face când vine acasă. Și până la urmă, dacă nu știu eu, știe Vlad. Înțelegi? Adică înțelegi. Pur și simplu avem situația sub control din două părți. E ok. Totuși, eu spun să ai grijă. Chiar nu e periculos. Sunt femeie deșteaptă și știu să mă feresc. Aici nu mai e vorba de înșelat, ci de bătaie de joc. Asta face Irina. Poate că mă joc puțin cu focul, dar chiar îmi place adrenalina asta. Te joci. Îți spun eu că te joci rău de tot. Adrenalina, adrenalina, dar bunul simț, respectul și iubirea pe care le declar pentru soțul tău, unde sunt? În brațele lui Vlad, cât de lipsită de scrupule este Irina, despre amantul ei nu mai vorbim. Este cel puțin la fel de josnic și reușește să se uite în ochii lui Doru, ca și când nimic nu se întâmplă. Culmea, au de lucrat la un proiect important împreună. Foai de capul meu, foai de capul meu. Hai că ne așteaptă o zi grea. Știu, 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 dar o să te ajut, o să încerc să pot, o să încerc și eu cât pot să te ajut, să știi. Hai...
Hai că trebuie să terminăm. Dar să sperăm că e bine, că o să ne iasă tot. Mamă, mamă, mamă. Hai, ca să luăm bonusul ăla, trebuie să terminăm luna asta, proiectul ăsta neapărat. Deci știu. Nu pleci nicăieri, nu facem nimic. Mai avem câteva zile. Știu. Îl înțeleg pe Vlad că are probleme, dar nu-l mai suport, pentru că problemele lui mă afectează și pe mine. Te închide-l și tu. Stai că... Scuză-mă puțin, mă duc să vorbesc și eu un pic la telefon. Mamă, nu pleca acum. Scuză-mă puțin. Eu și Irina patinăm pe gheață subțire și se pare că nu prea e conștientă de lucrul ăsta. Băi, ce e băi în capul tău? Nu mă mai suna. De ce mă suni acum? De ce mă suni? Sunt la muncă. Sunt la muncă, am treabă aici. Am un proiect. Așa, ce-mi pasă mie unde ești și ce faci tu? Păi cum adică? Eu vreau aici lângă mine, da? Băi, ai luat-o razna. Noi avem un proiect, trebuie să terminăm proiectul. Sunt aici cu Doru. Auzi? Proiectul ca proiectul, dar eu cred că sunt mai importantă, da? Băi, ai luat-o razna, lasă-mă, te rog eu frumos, trebuie să avem o grămadă de treabă. Nu-mi pasă ce fac ei acolo. Eu am nevoie de el aici și trebuie să fie prezent la datorie. Femeia asta riscă mult, forțează nota și e inconștientă. Auzi, Vlad? Dacă nu faci ceva și lași totul acolo și vii la mine, eu zic o să mă pierd și nu-ți dorești asta, nu? Băi, i-am promis lui Doru că facem proiectul ăla. Sunt cu el aici, avem de treabă, te rog eu frumos. Deci nu face din astea. Am treabă, i-am promis că-l ajut. Lasă-l pe Doru și vină la mine, căci altfel... Da, orice femeie mai are așa o rezervă, bănesc, că nu vrei să-mi sun rezerva, nu? Aoleu, ce-mi faci tu mie, ce-mi faci tu mie? O să vezi ce-ți fac eu ție când o să ajung de aici. Hai că o să văd ce spun lui Doru atunci și vin imediat. Cam abuzez de bunătatea lui Doru și nu știu cât o să mai meargă așa. Băi, Dorule, am și o treabă cu tine, te rog eu mult de tot. Trebuie să plec neapărat. Scapă-mă pe mine un pic, o să vin și o să te ajut după aceea. Trebuie să plec neapărat, deci am o urgență. E o chestiune de viață și de moarte. E vorba de nevastă mea, trebuie să mă duc neapărat acum. Bine, mă, hai. Dacă e vorba de nevastă, du-te. Hai. Mersi. Du-te. Te pup, Dorule. Mersi frumos. Rămân dator. Mersi din suflet. Hai, du-te acum, repede. Hai. Poate te și întorci azi. Doru muncește pentru bani. Însă eu vreau să mă distrez. Mai important decât bonusul este să nu îmi depășesc deadline-ul. Da, Irina, spune-mi că n-am timp. N-am timp, zi. Foarte multă treabă. Zi, că m-a lăsat și Vlad baltă și trebuie să fac și treaba lui. Spune-mi despre ce e vorba. Zi repede. Ok, fii atent. Pentru diseară, te duci tu, te rog, să faci niște cumpărături? Nu mă duc nicăieri. Nu știu când ajung acasă, nu știu dacă vin noaptea asta acasă. Deci nu mă duc nicăieri. Hai, după ce ești de la muncă, vreau să mergi să faci cumpărături, da? Că eu nu mai pot. Tu ai înțeles că eu nu știu dacă vin astăzi acasă? N-am nevoie de nimic. Însă trebuie să mă asigur să nu fiu prinsă. Așa că îi dau de lucru lui Doru. Irina poate să facă și ea cumpărături. Dar mă pedepsește acum pentru că l-am adus pe Vlad în casă. Dar nu poți să te duci tu? Păi nu pot să mă... De ce nu poți să te duci tu? Îmi pare rău că te-a lăsat la baltă, dar în fiere. Deci am atâta treabă încât nu văd capul de treabă. Doru, fii atent, eu îți trimit lista, da? Sună-mă când ești de la muncă și poate totuși reușești să ajungi tu. Hai, că avem nevoie de foarte multe lucruri. Bine, încerc. Hai, pa! Pa! Pa, 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 pa! Ce plan mârșav au pus la cale cei doi amanți, iar Doru este marioneta lor, le face și cumpărăturile, lucrează și în locul lui Vlad. Doamne, doamne, ce înseamnă să fii bun în ziua de astăzi? Nici bine nu a ajuns acasă Vlad că Irina își face apariția ca o leoaică înfierbântată și însetată de iubire, iar ce se întâmplă nu poate fi descris în cuvinte. Cei doi amanți își consumă iubirea și pasiunea semănate cu adrenalină peste tot în casa lui Doru. Zilele trec și nimic nu împiedică pe Vlad și Irina să se desfășoare și să trăiască la maxim această relație de infidelitate. Doru nu se află nici în cel mai mic gând al lor, pentru că cei doi se asigură că îi dau multe sarcini
puțin de făcut, astfel încât să-l țină ocupat și să își poată construi ei planuri comune. Și până la urmă, unde vrei să fie? Ziua mea? Nu știu, mă gândeam undeva aproape de casă. Eu mă gândeam la spa sau poate ieșim din București, nu știu. Ei, ieșim din București, dar de ce vrei tu să pierdem timp așa pe drumuri când am putea să ne simțim foarte bine chiar aici? Da, bine, eu ziceam să fie ceva mai special. Și gândește-te că așa nici nu bate la ochi. Ok. Știi? Da, uite, la aspectul ăsta nu m-am gândit. Gândește-te, uite. Da, dar până la urmă arată-mi, dă-mi o locație sau ceva, unde ai vrea? Mă, nu știu, eu din partea mea, adică și dacă stăm acasă, eu n-am absolut nicio problemă. Da, ok, păi ce să zic atunci? Ce, nu te simți bine cu mine acasă? Ba da, mă, vreau să fie ceva special pentru tine, ai înțeles? Adică, dar tu ești foarte special, să știi. Da, ce drăguț. Dar am vrut să facem ceva diferit, știi? Acasă tot timpul stăm, nu vreau să fie ceva monoton, știi? Știu ce zici, da, gândește-te, pierdere de timp, pierdere de așa, facem, dăm, nu știu, poate suspectează cineva ceva, n-are niciun rost. Cine, eu sunt foarte mulțumită cu... cine să mai suspecteze, da? Ce să suspecte? Zici? Nu are cum, ce ai. Noi suntem super asigurați, crede-mă. A început să ne cam ia valul și uităm că suntem amanți și mai stăm și cu soțul meu în casă. Hai mă, că n-are cine, mă, să ne... cine să ne bănuiască? Băi, da. Tu îl cam desconsideri pe el, știi? Adică gândește-te că el face pe prostul, dar nu e absolut deloc. Face așa doar ca să-i fie lui bine, îți dai seama. Am înțeles. Ei, ce șușotiți voi aici? Salut, neața! Neața, iubitule! Mi se pare ciudat că de la un timp prea îi găsesc apropiați și șușotind. Iar explicația lor nu mi se pare credibilă. Prietenul tău, Vlăduț, vrea să îi facă un cadouaș soției, să încerce să intre în grație și... I-am cerut un sfat, ce pus. Foarte bine. Da. Și ți l-a dat? Nu prea știe ce să-i cumpere, sincer, deci, na, sunt atâtea variante, dar nu... bărbați. Cine știe cum o fi ea, ce și-o dori ea, eu nu știu. Mi-am înțeles. Da. Voi știți, femeile, nu știu. Păi, de-aia nu te-am întrebat pe tine, Dorule. Știi ce zic? Da. Eu și Vlad devenim vulnerabili și asta nu e bine deloc. Cum iese Irina din situațiile astea, nu poate ieși nimeni. Are femeia asta o minte așa ageră când vine vorba de minciuni, de zici, Doamne, ce asta? De-aia zi tu, iubire, te-ai gândit la ce cadou o să-mi iei? Știi că o să vină și ziua mea săptămâna viitoare. Da, cum să nu? He? Da. Tu ai uitat. Dai seama? Nu, cum să uit, iubire? N-am uitat, dar nu pot să spun acum, că nu mai e surpriză. Sigur? Ceva frumos, da. O să spun. Să fie ceva frumos, că știi că altfel mă supăr. Da, mă, că n-are cum să facă Doru ceva așa. El tot timpul alege ceva frumos. Mulțumesc, Vlad. Da. Bine, atunci să-l ajut și pe prietenul tău, că poate ai tu o idee mai bună decât mine. Nu, aici nu. Aici merg pe mâna ta cu cadou. Da, până la cadouri și astea, merge și la muncă? Am și uitat să zic de el. Mi-am luat liber pe jumătate de zi, că trebuie să mă duc să plătesc impozitele. Azi mă duc să plătesc impozitul, mâine mă duc să iau flori, păi mâine mai găsesc eu altceva. Până când o să mă mai întrebe de ce nu mă duc în prima parte a zilei la muncă. Lui Vlad a început să nu mi-ai placă la muncă. Cred că îi place să stea mai mult acasă la mine decât la serviciu. Hai bine, atunci eu plec. Te aștept mai târziu. Iubire, te aștept. Mai stau un picuț, îmi termin cafeaua. Nu știu, cred că o să mai fac încă un duș, că e foarte cald. Și după aia plec și eu. Hai bine, da. Am plecat atunci. Te pup, să ai zis frumoasă. Serviciu ușorul. Bine că am schimbat subiectul și l-am prins pe Doru în offside. Altfel ar fi trebuit să dăm la explicații... Ia zi. Ia zi. Mergem? Încât 5 minute? Stai un pic să plece. Mai aștepți un pic? Chiar încă mai aștepți? Un pic. Stai să-l văd dus. Ia zi, ce ai de gând acum? Du-te și iar du-te. Ia zi, ce ai de gând acum? Da, ce am de gând? Te-ai gândit la ceva? M-am gândit la ceva. Hai să mergem. Da? Hai.
Cei doi merită să fie aspru pedepsiți de univers. Nu-i poți face una ca asta lui Doru, care de o lună de zile este înșelat chiar sub propriul acoperiș, dar astăzi este foarte posibil ca bărbatul să afle ce se întâmplă în casa lui, pentru că Sara, fosta soția lui Vlad, are vești importante pentru el. Bună, Doru! Bună, Sara! Ce faci? Cum ești? Ce fac? Uite, nu mai pot de bine, tu? Eu? Țaca-paca. Ia zi. Dacă ți-o zic pe ultima, te șochezi? Hai, nu mă mai ține suspans. Am aflat cine e amanta iubitului meu soț. Paulo, cum ai aflat? De ce nu știi? Păi nu știam exact. Poate aveam eu o bănuială blondă cu tare. E așa, eu știam că ai aflat mai demult. Ia zi, despre cine vorba? Stai bine? Înghete? Eu stau foarte bine. Hai, uimește-mă. Păi te uimesc cu un telefon. Faptul că l-am ajutat pe Vlad nu mă face vinovat că s-a dus la altă femeie. Te implică direct. Vrei să vezi? Ia uite. Ia uite ce am eu aici. Îi recunoști? Aolo! Ia! Dă-i! Păi? Dă-i! Cum mă? Păi nu pot să cred așa ceva. Îi recunoști? Îi omor pe amândoi. Îi încui în cameră și mi le mai dau drumul până... Doamne! Îi recunoști? Îți place? Tu de când știi treaba asta? Uite, am găsit telefonul ăsta în casă. Păi lasă că ai găsit telefonul. Ia uite mesajul aici, ia uite. Băi, tu nu știi că e vorba de nevastă, mă? Tu nu știi treaba asta? Nu! Nu sunt o fire răzbunătoare. Dar pentru ce mi-au făcut ăștia, trebuie să plătească. Știam că e blondă, știam că e bună, știam că e tot părul ăla blond. Îi nenorocesc. Ascultă-mă, Dorule. Te știam, băiat deștept. Dar ce ai vrea să fac în situația asta? Ascultă puțin. Îi distrug, îi bag în pământ, amândoi. Ai văzut pe cine ai băgat în casă? Prietenul tău scump și drag? Ai văzut pe cine l-ai tu în brațe? Ai văzut, nu? Ai văzut cum țineai cu el? Și la divorț te cheamă în proces, da? Te mai duci? Te mai duci să-i ții parte? Te mai duci? Și ce faci, mă cerți acum? Tu ce-ai? Păi nu ești decertat? Mă, pe cine ai băgat în casă? Pe ce șarpe ai băgat în casă? Hei. Ascultă-mă ce zic. Lasă-mă că am eu grijă de... Deci, uite-te tu la mine. Uite-te cu tu ce la mine. Grijă? Trebuie să le ococi. Nu-i nenorocești, mă, nimic. Trebuie să le ococi, trebuie să faci una mare. Păi cum? Tu crezi că eu mă duc acasă și dau ochii cu ei și eu mă porc ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimica? Da. Cum da? De data asta, păi da. Uite-te la mine, Dorule, tu crezi că eu pot treaba asta? Dorule, te-a prostit. Păi m-a prostit. Te-au prostit. Te-au împachetat, uite așa. Acum trebuie să-i împachet. Asta. Păi, dar și ce-am făcut? Eu le-am lăsat. Mă le-am lăsat. Omul nervos reacționează după instinct. Iar instinctul meu este să-l rup capul. Nu mă așteptam să reacționeze altfel, dar nu așa se procedează. Nu câștigi nimic. Cum vrei, mă, să-l ococ? Cum vrei să-l ococ, mă, că îmi vine acum să mă duc să-i joc în picioare pe amândoi, mă? Cum crezi tu că sunt în stare eu să-l ococ? Ce să le fac? Sunt lucruri mult mai dureroase decât bătaie. Cum ar fi? Ascultă, fii cu mine, te calmezi. Și spun eu, ceva cu talent, ha? Cum au făcut-o ei cu tine așa, să le-o faci tu dublu, înzecit. Ce plan pun la cale cei doi soți înșelați? Va fi în stare Doru să-l ducă la capăt sau va fi luat de val și de instinct și va face un gest de temut? Au trecut 4 zile de când Doru știe că soția lui are o relație cu Vlad, iar cu toate astea se comportă ireproșabil, pentru că are un plan bine pus la punct, iar astăzi, când soția lui își aniversează ziua de naștere, o așteaptă ca și când nimic nu se întâmplă, cu omletă și cafea caldă. Câtă tărie de caracter! Neața, iubita, la mulți ani! La mulți ani! Să crești mare și voinică, dar să mănânci ceva, un pic. Ce, mi-ai făcut ceva tânăcare? Ți-am făcut o omletuță, așa cum îți place ție. Mersi. Ați pus și o cafeluță? Cafeluță sigur beau, nu știu, omletă, dacă o să intre. Hai, lasă că o să intre, că e de-aia bună cum îți place ție, să știi. Hai, bine, cafeluța e făcută de mult, dar da, este foarte caldă și fierbinte. Ok. Da. A ce, n-ai reușit să te trezești până la ora asta? Nu, chiar sper să mă trezesc după cafea. Hai, te rog. Mi-e atât de greu să fiu fals, încât nu par eu. Sper să nu mă dau de gol. Iubita, hai, pune mâna la... Ia cafeluța, așa. Pune-o la guriță. Ia două guriți. Hai că vreau să spun ceva, că astăzi avem foarte multe surprize. Ce? Astăzi îți iei liber,
și mergem tai-tai, că avem planuri. Eu liber azi? Nu, tu liber azi cu mine? Nu, nu pot azi. De ce să nu poți azi? Astăzi este ziua ta, odată faci 40 de ani și nu mă interesează. Nu discut. Și nu mai spune suma asta. Nu, nu mai spun. Bine, astăzi faci 20 de ani pe un picior și nu vreau să te aud. Gata, astăzi mergem, am făcut rezervare la un restaurant frumos. Da. Nu-ți spun unde. Așa, nici nu-mi spune pentru că nu mergem. Eu astăzi trebuie să merg la muncă. Înțelegeți că e final de lună și trebuie să închid acolo proiectul. Și dacă nu-l închid azi e grav. Deci, poate să mai aștepte surpriza ta, mergem altă dată, e ok. Și până la urmă, un restaurant sau nu știu ce, unde vrei să mă duci. Tu nu e atât de important pentru mine și nu e așa de special. E mai special să termin acolo cu bine, ok? Cum să ies cu el când eu am planuri cu Vlad? Ziua asta trebuie să fie memorabilă. Și doar Vlad poate să o facă. Cât tupeu are să se uite în ochii mei, să vorbească cu mine, când îmi face ceea ce îmi face. Haide, iubita, hai, te rog eu frumos. Deci nu-mi face mie astăzi. Tocmai astăzi să faci mie una ca asta. Ia ce tu astăzi liber! Nu, astăzi că este ziua mea, nu o să trimit pe nimeni în locul meu, nu o să fac nimic altceva decât o să mă duc acolo și o să rezolv tot ce am de rezolvat. Jobul ăsta e mult mai important decât ziua mea. Crede-mă, Doru. Chiar am făcut și eu puțin efort acum, nu te supăra, dar... Măi, efortul tău, sincer, na, apreciez că ai făcut un efort, dar restaurantul putem să mergem în orice altă zi. Adică, dacă era cine știe ce Dumnezeu și chiar nu se putea amâna, mergeam, dar cred că pot să programez pentru altă dată. Eu pot să programez și pentru mâine și pentru poimine în fiecare zi, dar o zi ca asta e o zi ca asta. O zi ca asta, prefer să mă împlinesc la serviciu și să termin acolo tot, să fie bine și să nu am probleme, știi? Da, să ai probleme. Nu știu ce fel de probleme o să ai. Da. Bine, atunci eu o să mă duc la muncă, o să mă duc să-l iau pe Vlad și da, merge la muncă și... Pe Vlad nu cred că o să poți să-l iei. De ce? E băgat în baie și face ca toate urătăniile pe acolo. Nu știu ce Dumnezeu i s-a întâmplat, e rău, se transformă. Nu pot să cred. Iar nu vine la muncă? Iar nu vine la muncă, nu știu, dar poate o să reușești tu să-l scoți din baie, că am și eu nevoie. Normal că știi ce are Vlad. Și te dai supărată că ți-o ocupă baia? Mă duc să-l scop pe Vlad de la... Ha, la mulți ani. La mulți ani. Scumpul meu soț, sper să ai o zi încărcată și cu lucruri peste program. Vlade, haide tată, hai ieși și tu de acolo, că vrea Irina la baie. Mai așteaptă puțin, te rog frumos, că crede-mă, nu vrei să fii în locul meu acum. Da, tată, te înțeleg, dar dacă nu te simți...
Mă, soacră, lași prăjitura, lasă, ascultă-mă puțin, lași prăjitura, lași tot. Că eu am făcut o mare surpriză, vreau să-i fac o mare surpriză. O așteaptă ce n-a visat ea niciodată și vreau să vii acum, iei pe toată lumea, pe cine ai pe lângă tine, ai pe tată, socru, pe cine... Păi iei pe cine poți și vii acum. A, te aștept în 10 minute, vreau să vii în fața blocului, că vreau să-i facem surpriză acum. Acum e... Dar ce surpriză, mămică? Mămică, nu-ți spun nimic, vino încoace, că e o surpriză cum ești pentru ei și pentru dumneata. Hai! Lasă că am cumpărat eu tort, am șampanie, am flori, am tot ce trebuie. Nu e nevoie de nimic. Hai, vino, vin. Oprește-o și hai. Te aștept repejor. Nu aveau cum să mă refuze. Doar este vorba de fata lor. La așa surpriză nu se aștepta Irina niciodată. Părinții și sora ei sunt invitații de onoare a lui Doru, care este în culmea fericirii că în sfârșit se poate răzbuna pe soția și prietenul lui. Hai măi, mamă, Doamne, mă, despre ce este vorba? Ia. Că ne-am grăbit să ce venim cu mâna aici? Goală, ce naiba? Hai, haide măi, băi, Cipriane, măi. Am lăsat prăjitura în cuptor. Păi dacă știam că e păi treaba asta așa... Păi da, măi, dar de ei așa pe, da, pe, pe viteză, pe... Hai de mine. Asta nu iau eu. Deci nu avem voi. Ne simțim prozău, adică am venit cu mâna goală, nu acolo de treabă. Băi, la 40 de ani? Da, măi, băi, acum nu are nevoie de puteți să ne spui și nouă, să luăm ceva. Păi am venit, ne dai tu. Am cumpărat eu tot. Păi odată face fata lor 40 de ani. Cum să nu fie prezenți? Lasă-mă, la nu să fac o surpriză. Ea are nevoie de noi toți. Da. Să-i fim alături. Păi uite, suntem cu toți, așa, dar... Deci nu e nevoie de niciun cadou, așa că da. Haide să procedem ca să o el, s-o până am vrut să fac o surpriză și o surpriză frumoasă. Nu mă simt bine deloc. Hai să mergem, luați-o voi înainte. Nu i-am luat nimic, fete. Lasă, că am vrut el să facă surpriză. Vă place, bravo ție. Să vedeți ce bucuroasă o să fie. Cu siguranță Irina va fi foarte bucuroasă, mai ales acum când este în mijlocul acțiunii, cocoțată pe amantul ei, fix așa cum îi place. Doar că ce nu știe femeia este că acest moment extrem de intim și pasional va fi urmat de un show ca la carte, în care vedeta principală va fi chiar ea, sărbătorita zilei. Satisfacția pe care o am acum este de sute de ori mai puternică decât dacă i-aș fi bătut pe amândoi. Ce îmi place când stai așa sus pe mine. Să mă domini așa. Îți place să fii dominată așa? Da, regina mea. Sunt atât de nerăbdător să-i prind, dar în același timp îmi doresc din tot sufletul să nu fie adevărat. Ce bine! Vreau să fie cea mai frumoasă zi de nașterea ta. Să știi că sunt cea mai fericită. Chiar mă bucur. Cazul care te îndoiai. Am vrut să fac orice pentru tine. Orice, ai făcut tot ce trebuie, tot ce mi-am dorit ai făcut pentru mine. În 40 de ani n-am fost mai fericită decât sunt acum. Asta e cea mai frumoasă aniversare a mea. Surpriză! Fă surpriză! Ce se întâmplă aici, băi? Irina! Ce e aici, băi? Ce se întâmplă, bă? Irina, ce e cu tine? Surpriză! Doamne, ferește! E rușine să spun că asta e fica mea. Dar, de fapt, nu mai e. O reneg. Ea îmi dădea mie lecții de moralitate, când de fapt ea este cea mai imorală persoană. Irina! Tu cine ești, mă? Tu cine ești? Ce cauți? Irina! Ce cauți? Păi cum ce? Ce cauți tu aici? Irina! Cine ești? Spune. Cum cine sunt? Păi cine ești, mă? Irina, cine e asta, mă? Nici nu știu cum să reacționez. Îmi vine să sar pe geam, dar sunt la etajul 2. Toți vor explicații de la mine. Ce explicații să le dau când totul e clar? Hai. Spune-mă cine este, băi, cum poți să faci așa ceva, Irina? Doamne, Irina, ce rușine ai de mi-ai făcut! Acoperă-te măcar, Doamne, Irina, te faci uite-te în ce hal ești! Irina se poate... Cum ai putut mă să faci așa? Cum ai putut să faci așa? Cine e tu ăsta? Cine ești? Uite, am mai adus-o și pe soarta asta, te vad în halul ăsta. Credeam că va fi o zi de neuitat. Și de fapt, e o zi de neuitat și aș vrea să o uit. Mă simt eliberat și liniștit în același timp, dar știu că viața mea s-a ruinat. Am zis să facem o surpriză, că ne bucurăm. Soțul, și tu ce bă, poți să faci? Ce poți să ne faci? Soțul tău ne-a adus special pe toți nu ca să facem o surpriză. De și ce tu, dragul meu? Și voi? Păi cum să nu te fi? Las că aflu eu cine e ăsta. Măi, aflu eu cine e ăsta. Surpriză, mamă, surpriză. Asta e surpriză. Asta ai vrut. Asta ai vrut. Deci tu asta ai vrut. Irina, nu am vrut eu. Acoperă-te, Irina! Pune-mi pe
Dar nu putem mă să ne spune prin situația asta penibilă, că ducem într-o situație penibilă. Da, uite la acum arată. Ai făcut de râs. Ok, lasă că zic adevărul. Ce adevăr, ce adevăr. Distracția s-a terminat în cel mai urât mod. Nici nu mai am curaj să mai ies în lume. Mi-a promis nemernic o surpriză și mi-a făcut-o. Nu o să vreau să-mi amintesc niciodată ziua asta. Doamne, potolește-te și tu. Uite-te ce hală ai adus-o pe maică ta. Mă bagi în uite-te ce hală ai adus-o pe maică ta, da? Cum poți să ne faci așa ceva? Ai meritat-o. Și meriți și o mamă de bătaie, așa, ca la carte. Am fost dezamăgit de oamenii la care am ținut. Dar oamenii câteodată sunt făcuți să dezamăgească. Așa este. Oamenii slabi sunt făcuți să dezamăgească, iar cei puternici să trăiască și să treacă peste aceste dezamăgiri, cum altfel, dacă nu aflând adevărul. Pentru că a sosit momentul mult așteptat când Irina și Vlad vor da explicații care nu sunt deloc puține. Măi, mamă, măi, explică-mi și mie cum s-a putut să se întâmple rușinea asta. Te rog să-mi spui, te rog acum să-mi spui, să-mi dai o explicație. Mamă, ce explicație să-ți mai dau? Că... Oh, cum ce explicație? Trebuie să-mi spui cum s-a întâmplat, cum s-a ajuns la rușinea asta. Să-mi faci tu mie așa, așa te-am educat eu pe tine? Nu, mamă, nu. Și cu prietenul soțului tău se poate, măi, fetiță, e la mai modă, așa ceva. E la modă. E la modă. Se poate, măi, așa te-am învățat eu pe tine. Așa te-am educat și pe tine și pe sora ta să faceți așa ceva la tine în casă. Când ai așa soț. Eu cred că era mai mare adrenalina să fie aici în casă. Era mai mare adrenalina. Vezi, zis de treabă că nu era mai mare adrenalina. A fost ispita. Ispita. Doamne, dar cu tot respectul, pentru că sunteți mai în etate, da? Adică într-un mariaj, într-o căsnicie, când se ajunge în punctul acesta, putem spune că de vină este doar unul dintre parteneri? Nu. Nu, bineînțeles că nu, dar fata mea trebuia să aibă altă atitudine. Da, era fata educată. Pentru că înțeleg că fiica dumneavoastră și cu soțul dânsei nu prea avea o viață intimă așa cum și-ar fi dorit. Asta așa? Ce înseamnă, domnul Ernest, că dați vina pe mine acum? Da. Eu sunt principalul vinovat, nu? Nu să spun că dau vina pe dumneavoastră, dar bănuiesc că erați conștient de situație, da? Nu de eram conștient de nicio situație, pentru că în același mod, acum ani de zile, când eu vroiam și ea nu vroia, eu nu m-am dus să apelez la vecini, la vecine. Ia spune, măi, mamă, spune! Doru, tu te referi la anii, nu știu, la ce an te referi, când eram noi mai tineri și da, probabil că aveam și eu nopțile mele în care eram mai obosită sau ceva, dar gândește-te că la noi de foarte mult timp, de luni de zile, tu mă cam respingi. Aolo, și te resping la cerințele tale, dar păi poate... fără motiv, Doru, că niciodată nu mi-ai zis că ai o problemă mea, sau ceva. Pentru mine era suficient, că nu pot să spui că nu a mai fost... E abstinență totală. Nu! Mie nu-mi vine să cred ce discutați voi, chiar nu-mi vine să cred. Mamă, soacra... Voi sunteți tineri, sunteți oameni instruiți, oameni cu capul acum... pe ume, oameni mamă, care știu soacră. Cu ce se... Tineri am fost acum 5 ani, uite, 10 mama, ani. Și acum sunteți tot tineri. Deci, nu se poate să n-aveți o relație frumoasă. Corect. Ai un bărbat ca lumea, fata mea, cum ai tu să te uiți ca lumea? La el, uite ce bărbat ai. Sara spune bine, mama soacră. A avut. Încă a mai are. Încă mai are. Bine, până și la... da, ai dreptate, am avut, că nu mai e bărbatul pe care îl... A, ok, mai, nu cum poți să spui așa? Mai cu talent, cum poți să spui așa, Irina? Așa te-am învățat-o pe tine? Bineînțeles că nu, n-ai nicio scuză, n-ai nicio scuză. Lasă uite că l-ai găsit bărbat pe prietenul meu. Da. Bravo, Vlade. Și la tine în casă. Băi, uite pe cine ai băgat în casă. Dorule. Îi țineai apărarea, a? Nu îi țineai partea. Doru este un băiat deosebit. Este, nu, este, ia uite că să... Nu, că este, este și îmi cer scuze eu. Dar n-am avut ce să fac, dacă a sărit pe mine. Să-și cer scuze că ce? Nu a sărit pe tine? Păi, practic, ce să mai... Hai mă, Vlad, hai să fim serioși, că până la urmă, dacă stau bine să mă gândesc, că mie mi s-a întins o capcană. Bă, Vlad, e o situație ciudată după petrecerea de seară. Adică? Și am zis să vorbesc cu tine. Nevasta, nevasta lui Doru, frate, m-a luat mai deoparte așa. Să-mi zică că și-ar dori și ea o aventură, că... Ce, mă? Am rămas mut. Pe bune? Da. Ideea e că nu se rezuma doar la mine. Și era chitetea rău pe tine, dar
Pe mine? Da, mă tot punea pe mine să te conving, să mergem într-un loc, noi trei, să bă, era băută? Facem o nebunie. Nu, nu era, era, chiar am urmărit-o să văd dacă e băută, dacă bea, dacă face ceva. Părea în mințile ei și părea destul de serioasă. Sincer să fiu, nu că mi-ar fi displăcut chestia asta. Că, na, arată bine femeia. Dar faza e nevasta colegului nostru, prietenului tău, știi? Bă, da, chiar sigur ești tu 100% că pe mine mă vrea, că era chitită pe mine? Bă, ce vrei să zic? Mi-a arătat cu degetul, ăla, Vlad. Adică, n-avem mai mulți Vlad în firmă, da? Da, bine, fii atent. Lasă-mă că mă ocup eu de chestia asta. Mă ocup eu de chestia asta și văd eu ce-i zic dacă e Ludor. Da? O să mă ocup eu, o să zic eu... Dar fii atent, eu nu ți-am spus ca să... Stai mă liniștit! ...profiți de ea sau... Ideea e că... M-ai luat și pe mine până surprindere, îți dai seama... Știi? N-am... Nu, trebuie să o calculez bine pe asta, că e și dorul la mijloc și... Trebuie să o gândesc foarte bine. De-aia zic, lasă-mă că o rezolv eu. Da. La mine a venit un prietenul nostru comun... Da. Și mi-a zis că e topită după mine. Și eu n-am vrut să zic atunci. Și tu, băia bună, ai zis și să-i tu, iar... prietenul meu cel mai bun, ce ai zis? Scuză? Ce ai spus? Să mă ajut și cu nevasta acum, mă ajuți în toate altele? Păi, eu știu ce treabă ai avut tu, nu știu, nu știu ce ai tu în pat. Păi prietenul, tău, prietenul meu cel mai bun, în loc să mă ajute să-mi spună că soția mea are și alte vedenii, tu ce ai zis? Lasă că... Așa să fac, așa fac prietenii între ei. Vezi pe cine ai iară. Îți încăzea patul până venea. Îmi dădea câte o mână de ajutor. Mă, Dorule. Câte o mână, două, câte mâini. Două. Tu știi cum sunt bărbații? Cum sunt bărbații? Da, și eu sunt bărbații. Vezi pe cine ai ales? Stai, mamă, să-ți spun ceva. Vezi ce bărbat? Întreabă-l pe el pe cine a adus în casă. El e bărbat? Mamă, nu am ales pe nimeni. Eu mi-am dorit în continuare să fiu cu soțul meu, pe care... Așa. Îl iubesc, mă rog, îl iubeam. Da? Așa, așa, îmi doream să fiu cu el. Da. Numai că soțul meu nu mă mai iubea, cred. Da, eu cred că te mai iubește. Acum nu te mai iubesc, într-adevăr. Da. Doru, adu-ți aminte de câte ori ți-am spus, nu-l băga în casă pe Vlad. Iartă-mă pe mine, nu-l băga în casă ca să te vezi cu el la hoteluri sau în altă parte, pentru că știu că tu erai... Asta se întâmpla în trecut, da? Adică până la urmă... De la un punct încolo, pentru că asta a fost discuția soției dumneavoastră, chiar i-a convenit că l-are pe Vlad la îndemână oricând, da? Adică aduceți-vă aminte și povestiți-i soacrei dumneavoastră cam cum se desfășura o zi normală, nu? O Vlad se dădea lovit, soția dumneavoastră vrea să mai întârzie, vă imaginați restul, nu? Pleca mai devreme de la servici sau nu venea deloc? Nu vreau să cred că adică ați făcut fica așa dumneavoastră ceva. Inclusiv ajunsese, da, să-și sune soțul, să-i spună că trebuie să treacă pe la supermarket și să o sune de acolo, că se așa mai găsesc lucruri de cumpărat. Așa ai făcut? Câte și mai câte a făcut? Așa ai făcut? Doar ca să știe unde este, cam pe la ce oră se întoarce. Așa ai făcut? Păi... Și pentru cine? Pentru lașul ăsta? Păi văd că acum dă-mi mie. Da, nu dau ești nimeni. Un laș. Ei nu mai vin terminați, că ei nu mai vin asta, Sara. Nu mai vin asta, că numai tu ai vrut să te răzbuni. E vina mea. Asta e răzbunarea ta. Ne scuzați, nu. Ne scuzați că noi v-am înșelat și vă rog frumos. Dar îmi pare rău că nu am apucat să te ajut și eu cu soția ta. Nu se poate, nu se poate așa ceva, Doru. Nu se poate, Doru, așa ceva. Și nu are rost să mai discutăm, că discutăm degeaba. Consider că ai procedat corect, Irina? Să nu dai cu piciorul la atâți ani de iubire, că voi v-ați iubit. Cu piciorul, repet, ea da cu piciorul și pentru mine s-a terminat. Eu nu mai reprezentam nimic pentru el. Pur și simplu, eu asta simțeam, că sunt un obiect. La ce ți-a folosit divorțul? Văd că nu ești. Văd că te-ai refugiat repede. Hop, țop, în alte paturi. Ce nu înțelegi din treaba asta? Este punct și gata. Ai înțeles ce-ți spun? Trebuie să lupți să-l câștigi din nou pe Doru. Neapărat. Vlad știa bine, da, că el este doar pentru anumite servicii și că Doru reprezintă o plasă de siguranță, o stabilitate, un echilibru. Irina, am ceva să spun, dar foarte sincer și nu vreau să te sperii sau ceva. Da. Mi-a zis Bogdan că ție îți place foarte mult de mine. Acum așteaptă
Aștept. Ce vreau să spun eu, că de-aia n-am vorbit și cu Doru, e că și eu sunt înnebunit după tine. Eu aș vrea să știu că asta nu e o capcană. Păi tocmai de asta am venit să spun direct. Bogdan a venit la mine să-i zic eu lui Doru, eu fiind prieten mai bun cu Doru. Păi dacă ai venit la mine, înseamnă că nu ești așa bun prieten cu Doru. Ascultă-mă puțin. Eu nu vreau să mă bag căsnicia ta, nici în a mea. Vreau să fim, nu știu, pansament sau, mai bine zis, oaza noastră. De fericire. Fericire. Uite, vezi că... Gândim la fel. Da. Și cum mai vrea să decurg asta? Că eu aș fi dispusă să începem de pe acum. Da? Păi hai! Hai, dar stai. Atunci când te sun, va trebui să vii la mine ca pompierul la incendiu. Ești de acord? Sună bine. Da? Te invit în mașină? Hai. De ce acceptai? Adică tu să fii instrument până la urmă? Păi dacă de tine nu mai eram atras, dacă tu erai băbuță... Eu eram băbuță? Păi... Și ți-ai găsit o drăguță? Păi ce să fac? Bine, dar tu de ce nu vorbeai cu mine? Măi, cum bine am spus înainte... Am să vorbesc cu tine să, da, nu să mi-ai spus fii și măcar tu sexy, să, ce să, să te aranjezi, să alea, să te vopsezi, să pui mă, și tu niște unghii, să, vopsea și să niște spui unghii? Și tu niște chestii mai, mai sexy pe tine, mai știi și pe mine. Că, păi și dacă așa, le puneam înainte da, și da, nu era nimeni acasă pentru cine le puneam? Fostul dumneavoastră soț ne-a spus că v-a dat de înțeles. Mie? Cum e? Cum i-ai dat de înțeles? Cum adică? Mie nu mi-a dat nimeni de înțeles nimic. Da, așa a spus, eu da? Eram i-am dat acasă. De înțeles, că nu mă mai atrage. Păi ce era să-i scriu pe foaie? Bă, tu ești un nesimțit, mă. Ai. Băi, tu ești un animal. Da. Dacă și de asta ta spune așa... Ce să-ți mai zic? Da, așa e. Un vânător. Ce da. Să mai... Am și o întrebare. Draga mea soție, el te plătea pe tine sau tu pe el? Doamne, da, mă, Dorule, hai mă, Dorule, ce păi până la urmă, de rușine. Până la urmă, cam asta e. Am și o filmare aia, s-ar putea să dau și o pe net. Nu s-ar poate, putea, nu. Poate... Ce-am vorbit noi? Bineînțeles că mergem peste tot. Da, pe bani, măcar să da. Ne... Da, mă, Dorule. Nu era, mă. Cum nu era el cu TikTok-urile, cu Facebook-urile, cu abdomene, cu mușchiuleți? Acum dă-i mușchiulețul pe față. Da. Cum așa? Dă-i mușchiulețul cu tortuleții, dă-i. Avem Doru. Și... Doru mă cheamă. Adevărul este că în momentul în care Doru a aflat despre povestea aceasta, a vrut să facă altceva, da? Adică el a vrut să o rezolve cu bătaia. Ce, la ce așa ai vrut să faci, Doru? Și da, pentru ce? Mi-a ieșit mai bine acum. Gata? Văd că te-ai calmat. Ei, m-am calmat, nu m-am calmat. Și acum îmi vine să mă duc peste ei să le rup capul. Dar zi tu, ai vreo variantă mai bună? Varianta cea mai bună, cum bine ți-am zis, este să-i prinzi în fapt, să-i prinzi în flagrant, să-i faci de râs, să știe toată lumea, să afle toată lumea. Dar cum să afle, mă, toată lumea? De unde să-i prind eu în fapt? Unde știu eu unde să întâlnesc ei? Deci, în momentul ăsta, măi, Durule, cum unde? În casă la tine! Cum în casă la mine? În casă la tine, în pat la tine! Tu știi că ai dreptate, mă. De-aia, mă, ăsta nu vine dimineața la muncă, de-aia pleacă mai repede de la servici, de-aia... Nici nu vine la servici. Păi tu ți l-ai luat și ți l-ai băgat în pat, la tine. Ca să țină patul în locul călduț. Ai înțeles? Bă, ascultă-mi mine aici. Deci trebuie să-l o faci. Bă, trebuie să-i prinzi în fapt. În flagrant direct. Și ce vrem acum? Să mă duc să le pun cameră în casă? Mai rău. Mai rău. Mai rău. Trebuie să-ți vină ceva, să duci pe toată lumea, să, bă, să-i pui, bă, pe tot internetul. Mi-a venit o idee. Trăznet. Trăznet. Zi orice, eu te ajut cu orice. Cu orice te ajut. O să am nevoie de tine. O să am nevoie de tine. Voi doi vă cunoșteați și făceați tot felul de schimburi de idei de cum să... Noi doi am aflat unul de la celălalt despre ce e vorba. Întâmplător s-a făcut că v-am prins știind... Și ce vrei să faci, Doru, acum? Acum? Să divorțez, bineînțeles. Dar parcă nu știți. Măi, ce pot să fac măi, Doru, în situația? Tu ești un tip deosebit. Voi vă iubiți. Încă nu. Vă iubiți. Deci încă, nu. Eu așa, mamă, eu așa vă văd. Nu-mi pune vorbe în gură. Eu cine cred să că încă vă cine, nu știu.
niște iubitori unul de altul sunt mai încolo, nu aici. Eu așa cred, eu așa vă văd. Casă, deci complotul tău a fost, nu? Nu, al nostru. După ce? După ce? M-a ieșit dușmanul. Bine, normal că sunt dușmanoasă. Hai că postul tău, soț, chiar e dulce. Adică el vine în casa prietenului lui și nu se poate abține, da? Adică măcar așa, din bun simț, din obraz, pentru că omul acesta l-a primit aici în momentul în care dumneavoastră l-ați dat afară. Venea să-i pună parte la proces. Mai pune-i, Dorule! Eu cred că mai pui acum parte? Fostul tău soț e clar văzător. El a văzut dinainte că noi complotăm. Da. Și a zis, hai să fac eu dinainte o chestie, păi, că bai, mă, mama Omida. Eu cred că... Asta este, nu se compară cu tine. Amândoi sunt... Dar și fata mea, da. Te-aș însimțit când în dormitor. Când m-am pus lângă tine și nu m-ai simțit. Da, și nu te-am simțit, trebuia să te simt. Da, trebuia să mă simți că sunt încă femeie. Da? Și l-ai găsit pe ăsta. Și l-am găsit pe ăsta, mamă, seamă... dar ce vrei, sunt și o femeie, era și o nevoie. Era aproape. Dar era, putea să fie unde pe stradă, ce contează? Mamă, ce tupeu are, Doamne, fantastic. Eu am o altă curiozitate, pentru că adevărul este că la un moment dat, fica dumneavoastră, da, îl suna pe Vlad, știind că Vlad era în același birou cu soțul ei și îi dădea ordine lui Vlad să vină cât mai repede acasă, că dacă nu vine el, sună la rezerva rezervei. Este adevărat? Adică mai exista și altcineva în afară de Vlad? Păi nu trebuia să-l ameninți pe el ca să fie el singurul și unicul. Mamă, dar ești obiect! Dar de unde-ți veneau amenințările astea? Măi, când ți-am zis că a sărit pe mine, nu m-ai crezut. Mie nu vine să cred, nu m-ai exagera. Nevinovatule, scuză-mă. Nebunate, Doru, mie nu-mi vine să cred ce a putut să facă fata mea. Nu-mi vine să cred, te rog să mă crezi. Sunt ființă umană, mamă, da? Păi ești ființă umană, dar nu destrăbălată. Păi și făceți-mă și pe mine să înțeleg, adică... Ați vrut să vă răzbunați cu orice preț pe soțul dumneavoastră? Pentru că, nu știu, privind din exterior, cam așa pare, adică... Dar ce i-a făcut omul ăsta? Propria casă era chiar doar o chestiune de timp până când. Era pur și simplu o necesitate. O necesitate. Fii atent, hai să-ți spun o necesitate de Doamne, momentul. Dar cu ce nonșalanță? E, fii atentă. Doru, nu... Tu ți-ai cusut? Ai luat revedere! Păi, nu se poate așa ceva, Doru. Nu se poate, Doru, așa ceva. Tu ești un om deosebit. Măi, Doru, mamă. Da. Măi, Doru, mamă, mie îmi pare rău de tot ce a făcut fata mea. Da, și mie și mai. Foarte rău îmi pare. Nu trebuia să se întâmple așa. Tu ești un om deosebit. Tu ești un băiat bun, ești un copil bun. Așa. Tot timpul eu te-am apreciat, tu știi. Mamă, soacră, zi ce vrei, mamă. Vreau să nu dai cu piciorul la 10 ani de căsnicie. Dar n-am dat eu cu piciorul. Ea a dat cu piciorul. Eu am... Știu ce spun, să știi. Consider că ai procedat corect, Irina? Nu am procedat corect, evident. Era adevărat ceea ce spuneai? Că până la urmă, totuși, pe Dorul considerai apropiat de sufletul tău? Că... Da, este evident. Eram de 10 ani împreună, îl consideram siguranța mea, stâlpul meu pentru tot și ce nu ține a fost de... chip să-l faci pe soțul tău să înțeleagă că tu ai nevoie de mai multă atenție? Ei bine, că n-a înțeles. De luni, de zile am tot încercat să mă apropii de el și am avut discuții cu el, chiar dacă el nu recunoaște. Și tot îmi spunea, nu mai suntem ca acum 10 ani, nu mai suntem, poftim. Să nu dai cu piciorul la atâția ani de iubire, că dar voi v-ați iubit. Dar nu dau cu piciorul, repet, ea da cu piciorul și pentru mine s-a terminat tot. Pentru mine, fata mea nu mai este... Fata mea așa cum era înainte. E treaba dumitale. Eu recunosc că a greșit și ea. Toți oamenii greșesc. În același fel, fata dumitale nu mai este soția mea. Punct. Nici nu mai știu de câte ori nu l-am așteptat acasă cu cine romantică, cu desuri. Am încercat să-l atrag, să-l... Da, e normal să fie așa, da? Ca să fie o femeie care își atrage soțul ea ca situația asta. Păi, da? E normal să fie serviciu. Așa. Și eu am încercat cu soțul meu, crede-mă, și mă durea de câte ori mă respingea. Îmi pare rău că am ajuns la soțul tău. Păi, îmi pare rău. Bine, aia și eu cu cine să încerc? Cu patru pereți? Cu cine să încerc? Păi, bă, ok, cu te înțeleg. Cu castraveții? Cu cine să încerc? Păi dacă el nu era acasă? Eu nu mai reprezentam nimic pentru el. Pur și simplu și eu asta simțeam, el, că sunt mine. Un obiect. La ce ți-a folosit divorțul? Văd că nu ești. Văd că te-ai refugiat repede. Hop, țop în alte paturi. Mai călduțe. Tu știi că eu te-am apreciat și am ținut cu tine. Știi bine chestia asta. Fata mea a greșit, a luat-o pe arătură, s-a încântat. A încântat-o.
luat-o pe arătură acum, că putea să o ia pe arătură mai târziu și era mai complicat. Așa suntem încă tineri, fiecare își vede de drumul lui și cu asta basta. Deci nu are rost să mai discutăm, că discutăm degeaba. Oricum, ți-ai dorit să ieși în evidență? Întotdeauna ai pozat în marele zmeu, leu. E, uite că acum o să te facem de râsul râsului. Cum ai fost pe toate site-urile astea, se făcea, ia uite-l, vedeai în oglindă, pac, hai, se poza, termină-te. Se făcea. Acum o să-ți băgăm noi ție, păi, reclamă, să nu mai știi de reclamă, da? Te duci frumos la Fita, o iei frumosel de mânuță să-și facă bagajele, să-și ia totul din casa asta, din casa mea și să dispăreți amândouă. Gata! Pentru mine este punct. Promitem că te mai gândești. Gata! Ce nu înțelegi din treaba asta? Este punct și gata! Și rămâi aici și cu ea, și cu reclama, și cu cine ai de rămas, și rămâi și în casă la Doru și în pat și sub pat și la revedere, copii! Mămică? Mămică! Ascultă ce spune groasă. Trebuie să-ți faci bagajele și să mergi cu mine acasă. Ai înțeles? Trebuie să mergi, nu se mai poate. Dar să nu cumva să nu te prind cu vreunul ca ăsta la mine, eu sunt femeie bătrână, nu-mi trebuie așa ceva. Trebuie să luptăm să-l recștigăm pe Doru. Trebuie să lupți. Da, mama, tu înțelegi, trebuie să lupți. Ascultă ce-ți spun. Trebuie să lupți să-l recștigi pe Doru. Nu cu chiar de ăștia să umbli. Mergi acasă la mine, stai cu minte, îți vezi de treburile tale și nu te mai uiți după toți nei ca nimeni. Că Doru este un băiat deosebit, ai înțeles? Ai înțeles ce-ți spun? Trebuie să lupți să-l câștigi din nou pe Doru. Neapărat! Neapărat! Degeaba speră mama Irinei la o împăcare. Doru a fost ferm în decizia pe care a luat-o. Irina și Vlad au plătit astăzi pentru greșelile lor cu despărțirea și cu pierderea a doi parteneri de viață imperfecți, dar sinceri. Câteodată este bine să te mulțumești cu ceea ce ai și să încerci să repari atunci când este cazul. Nu să arunci la gunoi sau să folosești o persoană dragă, așa cum au făcut-o Irina și Vlad, care astăzi trăiesc nefericiți și plini de remușcări. Ce-i cu tine aici că nu înțeleg? Ce-ai făcut? M-ai schimbat? Ia, lasă-mi și mie. Ai uitat că am cheia ta? Gata, tu ai cerut divorțul, nu? Cine altcineva? Tu nu ai terminat-o definitiv cu femeia asta? Adică ce vrei să spui? Că te urmăresc sau ce? Umblă și ea după unul cu bani, îți dai seama. Cât vrei să-mi lași băiatul în pace? Am venit să-mi iau fierul de călcat, masa de călcat și fierbătorul. Ești sigur că vrei să-ți asumi copilul ăsta pentru că este copilul tău? Banii mei, banii tăi, aia mea, aia când ești căsătorit. Că de-aia te-ai căsătorit ca să fie totul la comun. Te-ai instalat în casa băiatului meu ca noră, nu? Omul acesta minte, femeia aceasta minte, eu mint. Trăiești cu doi bărbați? Le vrei banii la amândoi? Ce ai venit să mă tragi la răspundere? De ce n-ai grijă? Uite-te și tu ce cămașă are pe el. Acum, te rog, aș vrea să vorbim despre noi doi. Eu nu vreau să sar așa dintr-o relație în alta cum face dânsul. Aștepți un copil, da. Copilul ăsta nu merită un minim de respect? Întâi cu bărbatul meu, acum cu iubitul. Mă, ție nu-ți e rușine, ce faci tu aici? Eu nu cred că tu îi ceri împăcarea. Tu îi ceri împăcarea? Liviu, unde te duci? După soția lui. Și de ce a venit mama ta aici? Ia-s. Am mai să-mi ofere bani ca să te lasă în pace. O crezi?